Încă o dată, să rămână, bună ziua, vă mulțumesc foarte mult pentru că ați acceptat invitația noastră la această conferință de presă. Subiectele conferinței de presă sunt o serie de proiecte pe care municipalitatea l-a finalizat și care vor începe să intre în execuție în foarte scurt timp. Vreau să vi le prezint dumneavoastră personal, să le vedeți exact cum arată proiectele și ceea ce urmează să se întâmple, urmând ca după aceea să verificăm și concretența proiectelor pe teren. Nu fără a invoca vreo grea moștenire, fără a da vina pe cineva, totuși vreau să punctez faptul că cu 2 ani de zile, pe 23 iunie 2016, când am fost investit cu funcția de primar, eu nu am avut niciun proiect lăsat. Deci nu a existat nicio proiectare pentru vreun obiectiv în primăria Bacău. Practic, proiecte în primăria Bacău nu s-au mai făcut din anul 2013 până în anul 2017. În anul 2017, de-abia atunci, putem pe buget, pe nou proiect de buget, care l-a votat noua majoritate și noi consilieri locali, am putut să reîncepem proiectarea pentru diverse obiective pe care le are municipalitatea. Apropo de obiective investiționale, vreau să vă spun că de foarte multe ori se trece în viteză peste acest subiect. Sunt 99 de obiective investiționale pe care le are deschise municipiul Bacău. Îmi dau seama că nu pot fi executate toate într-un an de zile, dar așa au fost prinse pe buget și consider că astea sunt obiectivele pe care le are cu adevărat nevoie municipalitatea, orașul acesta. Și în anul 2017 am început aceste proiectări și uitați că acum, în prima jumătate a anului 2018, încep aceste proiecte să ajungă la maturitate. Ce înseamnă maturitatea unui proiect? Înseamnă momentul în care poți să-l trimiți spre execuție către prestatorul municipalității, societatea de servicii publice, ori către un prestator de drept privat care a câștigat în urma unei proceduri competitive proiectul respectiv. Vă pot spune că suntem, din acest punct de vedere, aș putea spune în grafic, pentru că, indiferent cât îți dorești să faci mai mult, să faci mai bine, totul trebuie început de la proiectare. Și spre deosebire o altă etapă administrativă, vreau ca acele proiectări să fie făcute bine, nu pe genunchi, nu-i totul să faci repede un proiect, ci totul, din punctul meu de vedere, este să-l faci bine. Poate uneori putem fi acuzați că e prea încet, e prea greu. Astea sunt procedurile pe care le are statul român. Pe de altă parte, asta înseamnă un proiect care trebuie să-l faci, să-l faci bine, durează. O să vă prezint câteva dintre aceste proiecte pe care le vom băga cât de curând în execuție. În luna iulie vă voi prezenta următoarele. O să fac oarecum și o avantpremieră, să zic, ale acestor proiecte care le voi prezenta luna iulie. Două dintre ele vor intra în ședința Consiliului Local care se va desfășura joi, spre aprobarea Consiliului Local, urmând ca după aceea să intre în execuție propriu-zisă. Primul obiectiv este creșa de la școala, din curtea școlii Georgeta Mircea Cancicov. Este o creșă care va avea un cost de 2,83 milioane lei cu tot cu TVA. Sunt mai multe, mai exact 5 grupe de creșe care vor fi acolo, care vor funcționa. Nu vreau să mă laud sub nicio formă că suntem într-o etapă în care după 89, cred că e cam prima creșă efectivă care se construiește de la zero. Și nu mă refer acum la reamenajări de spații care să le transformăm sau să le refacem în creșă. De exemplu, acum suntem și în această etapă, creăm 80 de locuri de creșă la școala 27 de pe Ale cu Ruso. Dar eu aici mă refer la o creșă de la zero. Deci, dacă o să-mi permiteți, o să vă prezint exact proiectul. Nu am venit cu fișa tehnică efectivă. Asta este creșa pe care
Societatea de Servicii Publice a proiectat-o și pe care Societatea de Servicii Publice o va executa. Ea, v-am zis, e interiorul pe terenul disponibil din școala Mircea Cancicov, Georgeta și Mircea Cancicov. Așa va arăta. Un alt proiect, cred că e cel mai bine stau acolo, tot oricum la duc. Un alt proiect care va intra în execuție cât de curând, se va afla pe masa Consiliului Local joia aceasta, e vorba de Parcul Catedralei. Deci acum avem, asta este imaginea care va fi, așa, scuze, asta este planul. Deci, după cum știți, în momentul de față acolo este un mare gard. Aici este un munte de pământ. Deci, în această zonă e un munte de pământ. Aici sunt tot felul de lucrări neamenajate sau nefinalizate. Așa va arăta planul. Acum vă arăt perspectiva lui P4. Deci, aici fiecare dintre aceste P-uri este perspectivă, da? Asta este P4. Deci, asta va fi imaginea pe care o vom viziona în această poziție. Așa, pe 8-ul. Deci este în spatele. Da? Este o vedere de sus, vedere plană. Asta este acest mic rond din poziția asta. Acesta este rondul din poziția de aici. Asta este imaginea care o avem acum. Da? Da. Nu trebuie să vi le prezint prea mult, deci știți foarte bine. Cam așa arată momentul de față. Așa. Și așa trebuie să arate. Aceste două proiecte vor fi efectuate de către Societatea de Servicii Publice. Sunt două proiecte de dimensiuni suficient de mari. V-am zis care sunt sumele. Pe de altă parte, v-am zis că o să fac și o mică avantpremieră a unor proiecte care voi prezenta Consiliul Local în luna iulie, dar se vehiculează foarte des acest subiect în mediul virtual. Nu, să scrivem tot acolo. O să vă prezint și creșa și grădinița, o să vă prezint grădinița 18, cea despre care s-a scris, s-au vorbit foarte mult, s-au făcut petiții, s-au scris petiții pe la Camera Deputaților, pe la Senat, pe la instituțiile care se ocupă cu aplicarea legii. Grădinița numărul 18 este grădinița de la Parcul Trandafirilor. Faimoasa grădiniță de la Parcul Trandafirilor este o grădiniță care în anul 2016 mi-au fost solicitat bani pentru mansardare și întrebarea normală care a venit, avem expertiză cu privire la această mansardare, rezistă construcția. Am întrebat colegii din primărie și mi-au zis da, este o expertiză care indică faptul că va cădea la cutremur. La cel mai mic cutremur. Deci risc seismic 1. Bulină roșie. De aici a început sarabanda de înjurături la adresa mea. Că voi lua terenul, voi duce, îl voi da nu știu cui, îl voi face, îl voi... Bun. Ne-am apucat, am refăcut expertiza pentru a avea... Era expertiză din anul 2009. Orice lucrare de acest gen trebuie la 3 ani, odată la 3 ani trebuie refăcută. Deci... Și s-au menținut valorile din expertiza inițială, adică același risc seismic, și soluțiile din expertiză au fost consolidare, demolare. Demolare, consolidare. Da? Fapt pentru care am venit cu acest proiect. Consolidarea părții frontale, corpului frontal, și acesta este consolidare,
la acest corp. Și în spate, o parte din spate se demolează, parte de aici, și va fi construit acest corp. Am o vedere mai de aproape. Putem primi și noi? Da. Vi le trimit randările astea, vi le trimit, sunt parte ale proiectelor care vor fi, respectiv acest proiect va fi trimis vineri, va fi recepționat de către municipalitate vineri. Adică arhitecții au termenul vineri și vor preda acest proiect. Da, proiect. Proiect însemnând toate avizele necesare. Nu vă spun cam cât a durat această avizare, fiind într-o zonă cu foarte multe obiective de cultură și cu monumente istorice. La fel și parcul catedrale. Pentru că sunt enorm de multe avize care trebuie să le iei în momentul în care te afli în această zonă, în aceste zone de excluziunea monumentelor istorice. Exact așa se cheamă. Nu te dau una comisia de cultură. Nu, dar e Sfântul Nicolae. Zona de excluziune a Sfântului Nicolae. De asemenea, e Maiorul Constantineni. Alt monument istoric. Bine, și intri în povestea monumentului istoric și a zonei de excluziune în care, practic, există doar comisia de cultură, direcția de cultură din Bacău. Iar dacă direcția de cultură din Bacău consideră că trebuie o cercetare mai aprofundată decât a dumnealor, trimit către Iași. Și acolo începe o altă dezbatere. Deci, practic, discutăm de construire corp nou, cel din spate, și modernizare clădirea existentă. Astea vor fi cele două, consolidarea și modernizarea și desfințarea și reconstrucția corpului din spate. În spate, în momentul de față, dacă mergeți, o să vedeți niște chestiuni care nu sunt extraordinar de frumoase. Relocarea copiilor va începe din acest an școlar. Durata de execuție este de maximum 15 luni. Este o lucrare pe care o vom scoate la licitație. Sperăm că licitația nu va fi de durată și nu va fi cu contestații. Copiii au fost relocați către alte unități de învățământ, care în momentul de față vor fi absolut toate refăcute. Deci toate locațiile în care copiii vor fi mutați vor fi făcute exact pe modelul claselor 0. Care, apropo, este un proiect care va continua și anul acesta, spre deosebire de anul trecut, când au fost 56 de clase 0, anul ăsta vor fi 60, la care se adaugă toate clasele celor 140 de copii care vor fi relocați de la grădinița numărul 18. Indiferent câte discuții vor fi pe această creșă și pe această grădiniță, că nu-i bine, că nu se face, că nu trebuie, eu consider un gest de normalitate ca o grădiniță care este încadrată în risc seismic 1 și care este considerată un pericol de către expert să intre în refacere. Cu toată suferința părinților care vor trebui copiii să-și mute la alte grădinițe, ei au fost deja, ca și propunere, realocați către alte unități de învățământ, respectiv către 5 unități de învățământ de profil, tot grădinițe. Cu cât reușim să depășim etapa de licitație mai repede, cu atâta se va construi mai repede. Luna viitoare va fi, probabil într-o extraordinară, propusă Consiliul Local spre... Consiliul Local, practic, aprobă proiectele. Deci fiecare dintre aceste... aparatul propriu al primarului și primarul fac proiectarea, iar după aceea prezentăm Consiliul Local. Consiliul Local trebuie să aprobe documentația tehnico-economică. Deci cum arată... Nu-i prins în buget, în cele 99? În cele 90. Înțeleg mecanismul. Deci sunt 99 de lichide. Da. Ele sunt prinse acolo. Să se aprobe documentația tehnico-economică specifică fiecărui proiect. Da. Tot la Consiliul Local merg. Da.
tot pentru aprobarea documentației tehnico-economice. De exemplu, sensul legeratorii de la Șerbănești, care o să le vedeți cât de curând în șantier. Ele au fost luna trecută aprobate documentația tehnico-economică de către Consiliul Local și acum efectiv începe șantierul. Primă. Poftim? Cât de curând? E chestiune de săptămâni. Da? Da. În momentul de față lucrările sunt undeva la estimate să dureze din ce țin minte 6-7 luni, dar aici discutăm, poate fi făcut și mult mai repede. Vedem acum, în momentul de față, se efectuează măsurătorile privind rețele de dedesubt. Avem o mare problemă în Bacău cu aceste rețele, care mare parte dintre ele nici nu se știu că sunt sau nu sunt acolo. Și acum se fac tot felul de măsurători să vedem exact ce înseamnă această relocare de rețele. Poate să dureze foarte puțin, dar dacă rețelele sunt de mari dimensiuni și care trebuie relocate, poate să dureze un pic mai mult. Vă rog. Am pierdut un episod, cred, cu sensul saturatoriu. Vă rog. Știu că o apărut la un moment dat în public că vor fi două sensuri. Da, giratorii. Două sensuri giratorii, un complex de două sensuri. Și nu mai știu, era un plan, sau era proiectul făcut, era aprobat, da. Avea buget. Da, da. Toate astea sunt rezolvate. Da. Și mai în fața de proiect. Execuție. Acum intrăm în execuție, da, acum intrăm în execuție. Societatea de Servicii Publice este prestatorul de servicii pentru acest obiectiv. Deci, practic, dumnealor au, așa să zic, făcând așa un rezumat, au un front de lucruri destul de mare. Deci, creșa de la Cancicov, care vor prelua, parcul catedralei, sensurile giratorii, plus ceea ce fac în momentul de față drumurile. Dacă este să discutăm un pic de, apropo de construcții, chiar vreau să vă prezint acest fapt. Vă spun o chestiune care, din punctul meu de vedere, e îmbucurătoare. În primele 5 luni ale anului 2018, deci până în luna mai inclusiv, avem o creștere cu 50% a autorizațiilor de construcție față de anul trecut. Asta înseamnă că este un semnal bun pentru oraș, asta înseamnă că sunt bani și dezvoltatorii în momentul de față investesc acești bani în oraș, creând pe de o parte locuri de muncă, pe de altă parte tranzacții comerciale. Fiecare dintre aceste tranzacții sau locuri de muncă sunt purtătoare de venituri, inclusiv pentru primăria municipiului Bacău. De asemenea, și certificatele de urbanism au crescut tot cam în același ritm, să zic. Pe de altă parte, asta a fost și politica mea. Fiecare să construiască, evident respectând legislația în domeniu, dar fără îngrădiri și fără condiționări de vreun fel. Autorizații emise sau cerute? Autorizații emise. Sunt cu peste 100 certificate de urbanism, deci actul premergător autorizații de construcție și cu 50% mai multe autorizații în construcții, de construcții față de anul trecut. Deci, 135 de autorizații de construcție anul ăsta față de 90 de autorizații de construcții în anul 2017. În primele 5 luni. În primele 5 luni. Sperăm că trendul se va menține la aceste... Da, e o exuberanță, să zic, a construcțiilor în municipiul Bacău în momentul de față. Dacă este să mai facem așa, tot discutăm de obiectivele investiționale, o scurtă trecere în revistă a principalelor. La finalul acestei săptămâni se va încheia etapa de evaluare tehnică a rezervei de apă a municipiului Bacău. Asta înseamnă că se va da un câștigător al procedurii. Sperăm că nu vom avea contestații, sperăm că nu vor fi genul ăsta de incidente. Și asta înseamnă că în cel mai scurt timp se poate da și un ordine de începere a lucrărilor la rezerva de apă. Îmi doresc un constructor care să fie bun și să aibă capacitate. Pe axa 4
axa de mobilitate urbană, unde sunt cei 40-85 de milioane euro. La mijlocul lunii iulie se finalizează licitația pe proiectarea tuturor întregii liste de proiecte care a fost prezentată Uniunii Europene. De asemenea, Spitalul Județean luni a fost remisă către Ministerul Sănătății prin grija președintelui Consiliului Județean proiectul de hotărâre de guvern privind înființarea noi structuri spitalicești, în urma asocierii pe care ați văzut-o între Consiliul Local Bacău, Consiliul Local și Consiliul Județean. Cam asta să zic, așa sunt în mare obiectivele. Stadionul, în jurul datei de 20 iulie, vă voi prezenta finalul proiectelor și soluțiile pe care le avem. În maximum două săptămâni ne vine finalizată inclusiv reproiectarea de la insula de agrement și tot așa sperăm să avem un constructor bun. Câteva cuvinte despre noua celulă inaugurată de curând. Noua celulă este un obiectiv la care municipiul Bacău și-a făcut datoria, în sensul că de-abia acum intrăm într-o normalitate cu privire la aceste deșeuri, parțial. Sensul că în sfârșit avem o celulă care este operată conform proiectului de mediu, că așa cum a fost el asumat de către municipiul Bacău. Nu vă ascund faptul că este o povară financiară suficient de mare pentru municipalitate în momentul de față închiderea gropii celulei care s-a închis. Sunt niște milioane care se duc acolo. Licitații de pământ care au fost contestate, în care am ajuns în instanță, stăm din august anul trecut sau din septembrie. Dar, de data aceasta, se face o operare corectă și conformă agronomilor. Deci, practic, îndepărtăm problema ecologică din municipiul Bacău. Eu ceea ce îmi propun cu prioritate este să văd cât mai repede în execuție sistemul de camere de la vedere și de monitorizare al municipalității. Pe de o parte, unul dintre proiectele de pe axa 4 este vorba de monitorizarea și telemetria de trafic, deci sunt sistemele de camere video pentru trafic. Pe de altă parte, sunt sistemele de camere de la vedere pe care le avem pentru pază, protecție, pentru ceea ce înseamnă siguranța cetățeanului. O să-l vedeți în câteva zile pe SEAP sau pe SICAP, cum se cheamă în momentul de față. Este un proiect care este și el bugetat și care o să-l vedeți, sper eu, cât mai repede în execuție. Lumea întreabă de calabrul. Toată lumea este nebunită cu calabrul. Ce se întâmplă acolo? Sau ce se poate face? A cui este? Calea Bălăradului este parțial a municipiului Bacău, după aceea, la ieșire din oraș, aparține de drumul județene sau drumuri naționale, mi se pare. Acolo sunt două discuții pe care le avem. Trei chiar. Unu. Acolo s-a lucrat pe calea Bălăradului și uitați-vă cum arată readucerea la starea inițială, da? Deci asta este un element. Doi. Compania de apă nu și-a finalizat acolo lucrările. Acolo sunt pierderi de peste 90%, trebuie înlocuite conductele. 3. Va trebui să găsim resursa financiară să turnăm covor asfaltic acolo. Dar luând în calcul faptul că există posibilitatea ca compania de apă să apuce de lucru. Sper ca la actuala rectificare de buget pe care o va face Guvernul României, Guvernul României să se țină de cuvânt și să dea banii municipiului Bacău, inclusiv pentru acest obiectiv investițional, și sper să realizăm cât mai repede, să-i vedeți pe cei de la Societatea de Servicii Publice turnând covor asfaltic acolo. Deci în momentul de față noi așteptăm rectificarea Guvernului României. Nu doar pentru acest obiectiv investițional, pentru mai multe. Fiecare centimetru de asfalt pe care îl turnăm noi înseamnă de fapt un minus la alte obiective investiționale. Pe gropile alea, pe cratere.
Da, suntem obligați să facem și marcajul stradal. Este o obligație pe care ne impune prin poliția rutieră. Și pe lângă faptul că e denivelată și are tot felul de probleme carosabilului, măcar să fie marcată, e obligatoriu. Pentru a se elimina pericolul de accidente. Dar oricum, pe calea Bârladului noi încercăm, nu știu dacă ați văzut, tot peticim. Acolo este de o lucrare de anverguri mai mari. Acolo trebuie turnat covor asfaltic cap-coadă. Și nu... De nu, în ultimii 10 ani nu. Are 11 ani sau 12 ani are lucrarea de acolo. Și fiecare a venit, a săpat, n-a mai readus, iar a săpat, iar... Să știți că foarte multe din străzile din municipiul Bacău și-au epuizat de mult durata de viață. De mult și-au epuizat durata de viață. Noi suntem în aceste proceduri, în momentul de față, Societatea de Servicii Publice este în procedura de achiziție a asfaltului cald, care se va termina săptămâna trecută. Vedem, dar și dumnealor lucrează în funcție de banii care îi are municipalitatea. Eu sper să vin cu vești mult mai bune, începând cu luna iulie acestui an, când Guvernul României trebuie să țină de cuvânt să vină cu banii. De asta nu au terminat nevoievodă și Marie Horea? Datorită procedurilor de licitație publică. Deci noi am avut un asfalt, s-a terminat, acum trebuie să intre într-o nouă procedură de achiziție publică. S-a luat, dumnealor, asta am întrebat și eu. Dumnealor mi-au zis că decopertarea e mai bună, adică ce a rămas în urma decopertării e mai bine decât gropile care au fost acolo. Vă spun și eu, inginerește, ceea ce... Eu nu vedeam, nu văd care e problema cu strada aia de fost decopertată. Care? Pe Miorițe, de exemplu, de la pod la margine până la... A, nu, stați, că acolo e altă poveste. E altă poveste la, pe Miorițe. Pe Miorițe, acolo este o lucrare pe fonduri europene, după cum știți, unde constructorul din acea perioadă i-am dat ordin să readucă, să refacă o serie de... Da? Dumnealui s-a apucat, a tăiat și a lăsat așa. Ceea ce mi se pare o bătaie de joc. Da, bun, într-adevăr, va fi sancționat, vor fi luate măsuri, se iau măsuri deja, dar disconfortul avem și eu și dumneavoastră. Eu sunt înjurat, tot Băcăuanul își rupe mașina prin gropile pe care le-a făcut prestatorul de acolo. Ceea e o altă. Noi am dat ordinul de refacere acolo, pentru că acolo e o lucrare în garanție și trebuie refăcută. Există soluții inginerești la problema bălților din străzi chiar nouă? Problema bălților? Bălților, da. Milcov, vechiule caragiale de Milcov, vestita la care scria deșteptarea de azi ceva cu bălților. Da. Sigur că există o soluție. Se poate impune constructorilor când toamna scoasă curgă apa de domnul Popescu, orice turnare de asfalt se face cu pantă odată, deci dacă privim în secțiune drumul, trebuie să fie așa, iar dacă îl privim pe lungime, iarăși trebuie să aibă pantă, să aibă înclinare, în așa fel încât toată apa să scurgă la gaigre. Dacă noi turnăm așa, o să vedem bălți. Asta este problema. De aia să știți că în momentul de față chiar am toată încrederea în Societatea de Servicii Publice că își va face treaba așa cum trebuie. Chiar dacă se lucrează un pic mai lent. Uitați-vă un alt exemplu, apropo de bălți. Uitați-vă un pic la plombele pe care le fac. Au niște forme geometrice regulate și o acoperire mai mare decât suprafața efectivă a gropii. Pentru că apa să nu intre, să sape și după aia sare din nou. Deci este o tehnică care nu e vreo mare inginerie și evident că există soluții tehnice pentru a nu fi bălți pe stradă. Fără îndoială. Dacă o să vă duceți, de exemplu, în zona școlii 10, lucrare efectuată anul trecut, în 2017, când plouă, să vedeți bălți. E incorrect, e mai mult decât incorrect. Un drum care a fost făcut anul trecut, el să aibă bălți, n-avea cum. Trebuia să aibă înclinare, să aibă pant. Se toarnă la fir și dă pant. Am și eu. Vă rog. Disconfort la populație,
și eu trăiesc chestia asta, s-au plantat niște capace, să spunem, la, pe stradă, care fac un zgomot, trece mașina, nu știu din ce material sunt. Un fel de metal foarte subțire și în fiecare noapte tot aud. Ștefan cel Mare, nu? Stați pe Ștefan cel Mare sau unde? Unde? Zimbru. Am înțeles. Nu le-am făcut. Eu n-am achiziționat niciun fel de capace. Anum am uitat după aceea prin oraș. Unde am văzut chestii din aia, tot la fel fac. Da. Știți ce înseamnă asta? Înseamnă un capac de slabă calitate. Foarte multe probleme le avem pe strada Ștefan cel Mare, de-aia, care e stradă refăcută pe fonduri europene. Ea ca și calitatea asfaltului e foarte bun, dar în schimb canalele sunt catastrofale. Sunt de foarte proastă calitate. Partea asta, ok. Spuneți-ne ceva cu teatrul de animație. Teatrul de animație este o proprietate privată. De aici trebuie să plecăm în această discuție. Este o proprietate privată. I-am somat și în cursul anului trecut. I-am somat și acum au venit cu un certificat de urbanism. Așteptăm să vedem ce își concretizează, de fapt, în acel certificat de urbanism. Sau e doar o metodă de a ne amâna noi, pe noi cu acel impozit de 500%. Și încă o chestie tot de la oameni. Au început să mai scadă numărul puberilor de gunoi. Și vă dau un exemplu. Undeva în spate la Profi, de acolo am primit, s-a luat o puberă de gunoi dintre blocuri și acum un locatar de acolo din zonă a trebuit să ducă până în spate, undeva cu un cobor pe Banca Națională, în spatele blocurilor cu magazine, sau undeva în partea dreaptă, aproape de Bun. Îmi permite să vă răspund? 1. Soma, departe de a-i lăuda, nu sunt fanul dumnealor, dar acum au ajuns să lucreze în două schimburi. Asta este 1. 2. Povestea acestor puneri de pubele, înainte-înapoi, e o întreagă dezbatere între asociațiile de proprietari, între cetățeni care unii vor în față, unii vor în spate, unul munte-o acolo, unul munte-o dincolo. Vă spun că aproape nici nu mai știu ce să fac decât să iau decizia, o pur acolo. Deci nu sunt descăzut, nu scad. Deci noi nu avem interesul să le scădem. Că nici noi, nu noi le strângem, ci avem tot interesul să fie cât mai multe. Dar, repet, sunt convins că este o discuție care a avut loc pe baza unei intervenții făcute de un grup de cetățeni, de asociațiile de proprietari, sunt N cazuri în care un bloc le vrea în față, un bloc le vrea în spate. Și vine și al treilea bloc și spune că nu le vrem deloc, că noi ne ducem în altă parte. Deci astea sunt situații... Sași de gunoi lăsați în bacare, printre mașini. Aici mai este și chestiune de bun simț. Da, eu vă garantez că are unde să ducă, în niciun caz n-are cum să-l lase așa. Mai e un aspect foarte important care mă bucur că l-ați atins. Deci, mi se pare o aberație ca poliția locală să stea să urmărească să dea amenzi pentru că omul scuipă semințe, aruncă țigări și face o mizerie infernală. Și vă rog să vă uitați în weekend să vedeți cam ce se întâmplă pe esplanada din față de la Luceafru. Nu mi se pare corect asta să fie rolul poliției locale, dar din păcate vom ajunge în etapa asta și într-un stil foarte abrupt. Sincer, la unii dintre cetățeni chiar le-aș da. O să vedeți o serie de reglementări, cum, de exemplu, pe masa mea, încă nu l-am propus Consiliul Local, este regulamentul privind regimul de acces și circulație, staționare, parcare a categoriilor de vehicule rutiere. Va intra în dezbatere publică undeva cât de curând, într-o săptămână sau două, și o să vedeți și acolo, am mai anunțat acest proiect. S-a cam terminat cu vândutul mașinilor pe domeniul public și sunt căi legale, am găsit calea legală. Se cam termină cu accesul peste 7,5 tone prin oraș, cu aprovizionarea de la 7.30 până la 8.30 și de asemenea de la ora 16.30 până la 17.30. Va intra în dezbatere publică într-o săptămână maxim. Câteva cuvinte ar să le deduci la lucruri mai pe sufletul blocăoanelor. Aș vrea să faceți, pentru că nu toată lumea urmărește de aproape
activitatea dumneavoastră și mă refer și la cei din județul Bacău, noi fiind o televiziune județeană, că o mică retrospectivă a acestui an privind activități culturale, sociale, sportive din Bacău și ce urmează până la sfârșitul anului. Nu prea face obiectul conferinței de presă, pentru că, eu vă spun, o viață sportivă, în fiecare weekend se întâmplă câte ceva. Dacă este să fac o retrospectivă sportivă a ceea ce înseamnă sportul în Bacău, vă spun că avem o echipă de handbal care este calificată în divizia națională, avem Aerostarul care este calificat în divizia B, avem voleu fete pe locul 3, toate suficient campioni de natație, suficient campioni de atletism și multe alte asemenea chestiuni. Pe de altă parte, apropo de proiectele culturale, eu am următoarea convingere și asta a și fost discuția pe care am avut-o cu domnul președinte al Consiliului Județean, fără a face o prezentare eu a acestui program, a acestui proiect. Dar eu consider că municipalitatea și Consiliul Județean se pot asocia să creeze o fundație culturală care să gestioneze în teren cu fenomen cultural. Așa cum este și în București. Și în alte. Sunt și în alte. Bine, Bucureștiul de obicei și-a făcut, și-au făcut ea a municipalității. Eu vin și asta a fost discuția pe care am avut-o cu domnul președinte. Vom prezenta celor două consilii cât de curând această fundație culturală Bacău. Avem deja rezervate disponibilitate de denumire, suntem la etapa creierii statutului și prezentării cât de curând în Consiliul Local și în Consiliul Județean spre aprobare. Este o fundație culturală care va gestiona de acum încolo toate fenomenele culturale ale municipiului Bacău. Așa, sunt câteva repere importante pe care le are municipalitatea din punct de vedere cultural, dar cu preponderență, cultura înseamnă pentru municipalitate ceea ce face Teatrul Bacovia, diverse manifestări culturale artistice pe care le cer diverse ONG-uri sau structuri din municipiul Bacău. Și eu zic că se întâmplă suficient de multe în oraș. Da, e adevărat, poate n-am fi dorit și mai multe de atâta, dar cu preponderență o să mă gândesc prima dată la aceste proiecte și după aceea la alte manifestări. Hotelul Moldova este cu la certificat de urbanism, etapa certificatului de urbanism. Ce intenționează proprietarul? Nu mai reușit să mai... E din ceea ce pot să vă spun în momentul de față. Ce am văzut din acele randări, e frumos. Acum, va fi o clădire frumoasă. Aștept să se și materializeze. Clădire de... Hotel cu componentă de office, partea de sticlă, zona de sticlă. Ce e construit acum și lăsat în pârloagă. Păi era un proiect de la lui Iacobov, care arăta restaurant la ultimul etaj. Asemenea detalii nu știu să vă dau, dar v-am zis randările, adică imagine de acest tip, arată bine. Acum sperăm să le și materializeze proprietarul. Cu Parcul Făgăraș, ce se mai aude? Parcul Făgăraș a trebuit să... Apropo, ce o să vedeți în luna iulie, acum se vor finaliza procedurile de achiziție publică la refacerea celor 42 de locuri de joacă și cât de curând veți vedea începerea construcției la cele 4 locuri de joacă noi, complexe, să zic, de joacă și de agrement. Parcul Făgăraș a trebuit să facem o serie de proceduri notariale, dezlipiri, alipiri, cărți fuciare. Am reușit să finalizăm chestiunea asta, cât de curând vom prezenta Consiliul Local spre aprobare proiectul. Anul acesta va fi făcut, vă spun cu siguranță. Depinde cât de valabilitatea autorizației de construcții. Da, probabil că da. Vă rog să mă credeți că atât Moldova cât și teatrul de animație tare mi-aș dori să fac o dată. Nu mai spun eu.
Dar cinematograf Orizont, ce părere aveți de el? V-a spus unul care chiar încerc. Bun, eu măcar cinematograful Orizont îl avem în proprietate, da? Am depus pe fonduri europene să facem acel hub de tineret. Bine, nu mai spun piedicile, discuțiile, că stricăm marea instituție de cultură care era cinematograf Orizont și nu-i menținem destinația când proiectul scrie clar hub de tineret și cinematograf și are sală de proiecție cu 100 de locuri. Cu adrese de pe la Ministerul Culturii, un secretar de stat din municipiul Bacău, care e domiciliat în municipiul Bacău, ne explică cum nu-i bine ceea ce facem. Proiect pe bani europeni, da? Am făcut și noi adrese, dacă tot atâta suntem de interesați de fenomenul de cultură din sălile de cinematograf, să mi se spune și mie, totuși, ce facem cu acest Orizont? Nu-i interesat Ministerul Culturii sau Regia Autonomă de Film sau cum se mai cheamă ei acolo să facă ceva cu ei, măcar să dea municipalității, dacă tot nu pot să-l fac. Și sunt niște somații și niște proceduri legale acolo. Central, nu? Nu, la Muncitorul, la Central. Hotelul Central. Hotelul Central așteptăm totuși să-și facă odată treaba acea firmă de licitații sau ce Dumnezeu sunt ei acolo, banca, lichidator, ce-s ei, să ne anunțe și pe noi. Am câștigat procedura? N-am câștigat procedura? Cine o câștigă? Cât costă? Cum? Nu? Adică noi ne-am exprimat dreptul de preemțiune, am bugetat, stăm cu banii prinși în buget, așteptăm de la acea firmă să ne comunice ceva. Bine, ei fiind foarte conștienți de faptul că în momentul în care ne-au comunicat ceva, înseamnă producere de efecte juridice. Și curg termene, se întâmplă ceva. Nu știu să vă zic așa ceva. Cu amânare n-a fost. Nu. Astea sunt niște povești. Astea sunt efectiv niște povești. Îi găsiți inclusiv în filele de buget ale municipiului Bacău. Stați că aparent poți să spui în felul următor. Dar ai pus-o tu acolo și a aprobat Consiliul. Nu. Bugetul municipiului Bacău, în momentul în care este aprobat de către Consiliu, pleacă spre validare către ANAF. După ce ANAF-ul verifică fiecare leu și existența acelor bani în trezorerie, de-abia după aia intră în ființă bugetul. Păi ei sunt trecuți în buget deja. Sunt trecuți, dar există? Da. Există contract, există tot. Cum să nu? Dar cum să nu? Pe cum să nu? Este fila bugetară. Noi nu ținem în buzunar undeva sau nu avem o visterie. Dar ei sunt trecuți pe bugetul ministerului ăsta, pe bugetul municipiului Bacău și validat, care e validat de către trezorerie și ANAF. Asta înseamnă că banii există. Nu există posibilitatea ca Ministerul Dezvoltării să blocheze PMDL-ul și anumite contracte ale lui? Orice se poate bloca așa, dacă vrem din pix, blocăm și modificăm orice. Dar eu nu cred că se va întâmpla acest lucru. Despre asta era temerea, nu? Că nu. Nu. Și că Ministerul, Compania Națională de Investiții, cine de nu, e Ministerul Dezvoltării. Ministerul Dezvoltării, nu. Nu are practic bani pentru tot PNDL-ul. Nu știu să vă zic că totuși nu are cum să nu aibă bani pentru tot PNDL-ul atâta timp cât s-au semnat contractele. Dar o să vedem, sperăm să vedem cât mai repede execuția, să înceapă să avem un constructor și să înceapă să execute acolo. Nu se pune problema să nu fie bani. E așa o temă lansată, dar nu. Există ceva. Vă rog. Se mai poate face ceva. Foarte, foarte multe ciori în parcul Cancii. Vă arăt o filmare, deci film de groază. Cel puțin partea dinspre poliție. Le-am dat jos cuiburile. Am tăiat copacii care erau, cum se cheamă, erau uscați. N-am ce să le fac mai mult de atât. Am auzit că sunt niște dispozitive cu ultrasunet. Le căutăm și pare. La un dat s-a născut ideea să aducem veverițe. Nu putem ține veverițele acolo. Din păcate e o problemă, știu.
Dar nu mai suntem nici în etapa în care să iasă primarul să tragă pușca în cioi. Știu că e o problemă. De exemplu, la câini avem dispozitive cu ultrasunet care împrăștie câinii. Vedem acum aceste dispozitive pentru ciori. Dar cea mai eficientă măsură pe care am și făcut-o e cu cuiburile. Da? Se fac la loc. Deci nu-i... Știți cum e? Distruge o generație, dar cioara trăiește suficient de mult. Oricum, eu vreau să văd cu prioritate finalizat proiectul parcului. Pentru că încă se lucrează. Dacă vedeți acolo, tot meșterim. Tot lucrăm la parcul ăla. Cum se lucrează și la... Cât de curând o să vedeți și la parcul Gherești. Dar fiecare dintre aceste etape înseamnă tot felul de acte și pași procedurali. Am vrut să trag așa o linie ca să vedem exact unde ne aflăm cu proiectele pe care le are acest oraș. Din punctul meu de vedere, de acum încolo, deci această parte a anului, suntem la jumătatea anului, o să începem să vedem execuția efectivă a acestor proiecte. Este o parte bună, faptul că se lucrează și se va lucra și vor fi oamenii angrejnați în aceste proiecte. Partea de risc pe care o văd eu, fiind multe proiecte care pleacă odată, trebuie să fie suficiente firme care să aibă capacitate să le lucreze. Aici e. Și multe dintre firmele pe care le are municipiul Bacău au o problemă la ceea ce înseamnă resursa umană. Deci ăsta este riscul pe care îl avem în momentul de față. Dacă nu mai sunt întrebări, eu vă mulțumesc foarte mult.